Ar trebui să fie o investigație și ar trebui să privim cu toții. Acesta este mesajul transmis de vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris. Referirea era evidentă la atrocitățile produse de acțiunile lui Putin în Ucraina. Harris a întâlnit cu președintele polonez Andrei Duda la câteva ore după ce Casa Albă a adoptat un proiect de lege masiv de cheltuieli care include 13,6 miliarde de dolari în ajutorul Ucrainei și a aliaților săi europeni. Astăzi, vicepreședintele Statelor Unite ajunge la București, unde se întâlnește cu Klaus Iohannis. Going for healthcare? Being injured by, I don't know, a missile, a bomb? In an unprovoked, unjustified war? Where a powerful country is trying to take over another country, violate its sovereignty, its territorial integrity, for the sake of what? Nothing that is justified or provoked? Absolutely, there should be an investigation. And we should all be watching.